Salut și bine te-am găsit la un nou episod pe Vlog de IT. Astăzi din nou avem un podcast cu un invitat special, cu George. George care nu o să-și dezvolui identitatea pentru că are un job puțin mai aparte. Face niște chestii super interesante și tocmai de aia l-am discutat cu el ca să vină să facem acest podcast. Și poate vă întrebați, ok, de ce aș aduce o persoană care e anonimă să facem un podcast aici pe canal? Păi pentru că George, în primul rând, este și el IT-ist și, în al doilea rând, pentru că are un canal de YouTube și un blog și, apropo, o să le găsiți sub acest video, vă recomand să mergeți și să vedeți ce conținut are George, pentru că eu îl urmăresc de anul trecut, când i-am descoperit din întâmplare canalul de YouTube care este despre investiții. Și George face niște chestii foarte interesante acolo. Nu este investitorul obișnuit la care te poți aștepta, adică nu investești doar în acțiuni, nu urmărește trendurile astea care sunt în social media acum, să cumpere acțiuni care sunt pe val, să-l urmărească pe Elon Musk. El face niște chestii, după părerea mea, mai avansate sau intrăm mai mult în detalii și asta din nou o să observ pe blogul său și pe canalul de YouTube. Deci, George, te salut, mă bucur că ai acceptat invitația mea. Salutare și mă bucur să fiu alături de tine. Mersi mult pentru invitație. Și eu mă bucur că te-am prins aici și ce aș vrea să te rog la început e dacă poți să ne spui câteva lucruri despre ce faci tu și practic cu ce te ocup și pe urmă o să mergem așa puțin și în zona asta de investiții. Eu sunt curios totuși la început pe partea de IT cu ce te ocupi. Am discutat puțin despre ce faci tu la jobul tău, dar parcă aș vrea mai multe detalii. Deci dacă ai putea să ne spui de... Sigur. Mersi frumos pentru introducere. Sună așa ca și cum aș avea un sos secret, dar da, adevărul e că în ziua de astăzi cumva normalitatea în investiții a devenit ceva mai ciudată, pentru că toată lumea urmărește da trenduri și cum ai menționat și tu, dar mă rog, o să intrăm în detalii la partea de investiții. În ceea ce privește o scurtă prezentare, am, așa cum am menționat și pe blogul meu, m-am apucat de programare abia prin să învăț, efectiv, abia prin iarna lui 2018 și un job efectiv în programare am din 2019, deci încă sunt un novice aici și încă am o grămadă de lucruri de învățat. Dar pe scurt, am un job într-un startup, lucrez pentru o companie micuță în momentul de față, cred că suntem undeva la maxim 15 angajați și este o companie ce acționează într-un domeniu mai de nișă, într-un domeniu al alternative data-ului. Ne uităm practic pe niște date pe care mulți oameni, să spunem, nu le analizează. Și da, probabil deja începe să devină mai interesant și am stârnit așa curiozitatea celor care ne privesc și ne ascultă. Ca să dau câteva detalii despre job, practic, noi suntem o firmă de consultanță, avem o paletă de clienți, dar printre ei de obicei se regăsesc hedge funds, nu știu, să spunem case de avocatură, acum, de exemplu, chiar avem un mic magazin de retail și oamenii ăștia vor ca noi să ne uităm în niște date pe care nu le analizez în mod obișnuit, acea parte de alternative data și o să dau câteva exemple, să spunem că ai acces poate la datele legate de trafic dintr-o anumită zonă sau o anumită țară. Astea nu sunt neapărat niște date pe care le analizezi în mod obișnuit, mai ales că mă gândesc la hedge funds aici, ei de obicei se duc, nu știu, rapoarte anuale mai mult pe zona aceasta și pentru că nu au departamente specializate care să se ocupe de chestiile astea, externalizează serviciile către noi. Un alt exemplu de alternative data ar fi, să spunem, un scrape al unui magazin, gândește-te, nu știu, la EMAG, poate vrei să vezi cât de bine le merge celor de la EMAG și te gândești să le scrape-uiești tot catalogul de produse, să vezi pe parcursul timpului dacă adaugă mai multe produse, dacă adaugă mai multe produse la reducere, dacă reducerile sunt din ce în ce mai mari sau poate nu există deloc și cumva să-ți faci așa o mică idee despre cât de bine îi merge acelei companii, dar fără să intri în rapoartele lor anuale și practic te uiți la un alt set de date pe care, da, pentru a treia oară, cred că mă repet, pe care alții de obicei le ignoră și nu sunt așa niște date pe care le analizezi în mod obișnuit.
Cam asta ar fi pe scurt ce fac. Jobul meu ar fi unul de data engineer, dar presupune o grămadă de lucruri. Poate cei care lucrează în startup-uri știu, dar atunci când lucrezi într-un startup, ajungi să faci efectiv de toate, de la a scrie cod, a îți construi propriul script, să spunem, la a-ți curăța datele, a le pune într-o bază de date, a lucra cu AWS-ul sau cu Azure și așa mai departe, a scrie SQL ca să le citești, a le filtra, folosesc, nu știu, de exemplu, folosesc Pandas, NumPy, în general Python și alte librării care se bazează pe Python, după aia să iei datele alea și să le pui într-un, nu știu, pe un site sau pe un portal, astfel încât cineva să le și poată interpreta și citi, pentru că degeaba le iei și le cureți dacă nu le pui și într-o formă prezentabilă pentru client. Și practic de la de când pornești să analizezi ceva și până la final treci prin atât de multe lucruri și faci atât de multe chestii care ar putea să fie, nu știu, probabil sunt 3, 4, 5 joburi care fac câte o mică bucățică, dar la final da, trebuie să faci câte puțin din toate și pe scurt cam ăsta ar fi jobul meu și cu ce mă ocup la această firmă. Da, deci, din câte spui, te ocupi cu destul de multe chestii și chiar dacă ești la un nivel, nu știu, mai de început în IT, pare că ai învățat foarte multe lucruri și reușești să înveți foarte multe lucruri, să faci foarte multe lucruri. Din câte știu, parcă tu ai un background în economie, ASE, parcă? Da. Da, am terminat ASE-ul, am terminat ASE-ul mai ales pe partea de relații economice internaționale și geopolitică, așadar nicio treabă cu programarea, nici în clin, nici în mânecă, da, complet diferit de job-ul pe care îl fac acum. Ok, asta e o chestie interesantă și bună pentru oamenii care ascultă podcastul sau care ne urmăresc, pentru că de multe ori apare întrebarea asta, am făcut facultatea de, nu știu, geografie sau orice altceva, oare o să reușesc să intru în IT sau, nu știu, am 30 de ani și am lucrat în ultimii 5-7 ani într-un service auto sau la o reprezentanță auto, pot să fac chestia asta, deci uite încă un exemplu că se poate. Asta era și teama mea sincer când am început, adică cumva ai preconcepțiile alea că ai nevoie să știi matematică la un anumit nivel sau alte lucruri la un anumit nivel, anumite concepte și așa mai departe, evident că la un moment dat va trebui să le înveți sau să le cunoști, dar nu sunt primordiale. Poți să te apuci să înveți chiar dacă nu ai un background. Mie unul mi-a fost extrem de frică, îți recunosc, să îmi schimb practic jobul, domeniul și așa mai departe la 28 de ani și jumătate, adică nu pare atât de târziu, dar totuși aveam deja vreo 6 ani, 5 ani, 6 ani în câmpul muncii pe ceva ce n-avea nicio legătură cu programarea și era o teamă acolo, dar până la urmă, dacă chiar vrei să faci asta și dacă ai nu o să merg pe clișeele alea cu dorință și așa. E adevărat, ai nevoie și de dorință și de determinare. Dar dacă îți setezi chestia asta, nu văd de ce într-o jumătate de an, un an, un termen realist, nu ai ajunge la un nivel între basic și un nivel care să-ți permită să-ți găsești un job cu destul de multă ușurință. Absolut, absolut, sunt de acord. Deci dacă faci pașii care trebuie, cu siguranță în câteva luni ajungi la un nivel bun. Bine, de acolo nu înseamnă că poți să abandonezi. Adică tu după... Da, evident, evident. După ce ai acumulat toate... Da, de-abia atunci începe joaca, pentru că din momentul când te angajezi, nu vreau neapărat să sune ca și cum aș descuraja pe cineva să facă chestia asta, dar tutorialele și lucrurile pe care le înveți până să te angajezi, dacă vrei tu să înveți de capul tău, nu au de multe ori legătură cu ce se va întâmpla într-un job propriu zis, pentru că într-un job o să ai un miliard de bug-uri care rar apar în tutoriale, pentru că acolo trebuie să ajungi din punctul A în punctul B și de cel mai multe ori ajungi cu destul de multă ușurință. Sunt o grămadă de situații, o grămadă de chestii care se schimbă din partea clientului și așa mai departe, trebuie să desenezi unicorni. Sunt atâtea chestii prin care treci încât, da, de-abia din momentul în care te angajezi, începi cu adevărat să înveți programare și îți dai seama că au ajutat tutorialele, dar călătoria ta începe din momentul când te angajezi și da, nu poți, adică poți să te culci pe ureche dacă, mă rog, ăsta a fost scopul tău, dar nu vei progresa prea mult sau nu vei face treabă bună dacă faci asta. De-abia din momentul când te angajezi începe cu adevărat procesul ăsta de învățare, nu știu, într-un mod așa, într-un overdrive, în mod turbo, să-i spunem.
Exact, exact. Foarte, foarte bună observație. Văd chestia asta ca am în minte, de fapt, acum un meme pe partea de tot așa de IT. Era un tânăr care se uita spre un deal așa mic și zicea: gata, am reușit să am primul job, am ajuns în... Și în spatele lui era dita mai muntele cu o grămadă de creste, cu o grămadă de... Da, exact așa e. Tot timpul există mai mult și niciodată nu poți să zici: ok, gata, sunt foarte bun pe ceea ce fac. Păstrând termenii de comparație, evident, medicii salvează vieți și nu se compară cu jobul unui programator, dar aș spune că procesul de învățare e foarte similar cu ceea ce face un medic, adică înveți efectiv toată viața. Ai mereu librării care apar, chestii care se actualizează, programe care se, limbaje de programare care se schimbă și așa mai departe. Efectiv, e un proces continuu de învățare și, din nou, nu o spun ca să descurajez lumea, ci doar ca să-și seteze în mod realist așteptările, pentru că dacă vrei să faci ceva, dacă vrei să devii cu adevărat bun și să ajungi la un salariu decent, că până la urmă și acest lucru e important, e un proces continuu de învățare și trebuie să fii pregătit pentru asta, trebuie să-ți dorești să înveți, că în principal asta se și caută, mai ales pentru un începător. N-are nimeni pretenția să știi 20 de limbaje de programare, dar măcar să fii dornic să înveți și să arăți atitudinea asta de a te îmbunătăți și perfecționa. Absolut, absolut. Cunoștințele tehnice practic sunt o bucățică din ce te definește pe tine ca IT-ist. Da, da, da. Adică ai nevoie și de soft skills și de capacitate de a te adapta și de o grămadă de lucruri, nu? Evident, evident. Chestii tehnice. Bun. Mersi de introducere, George. Cu ce vreau să continui să facem o introducere și la partea de investiții de care tu te ocupi ca investitor independent sau investitor personal, cum se numește, când îmi scap? Investitor obișnuit, așa îmi place să mă descriu, știi? Adică nu, serios, nu e nimic special ce fac eu, să știi, absolut oricine ar putea să facă asta, dacă e pasionat puțin și are chef să-și piardă câteva ore să se duce și să parcurgă niște rapoarte anuale, adică nu e o chestie secretă sau vreo chestie miraculoasă pe care am descoperit-o eu, nici pe departe, au fost alții mult mai inteligenți decât mine care au pus strategia asta la cale. Dar ca să continui ceea ce ai început, tot prin 2018 m-am apucat și de a mă educa puțin în direcția asta, pentru că, deși am făcut ASEU-ul, bursa, piața de capital și așa mai departe, noțiunile astea sunt și erau o enigmă totală, nimeni nu te învață ca lumea despre lucrurile astea, mă rog, nu ți oferă o mică bază în facultate și în școală de obicei. Așadar, m-am apucat prin 2018, mi-am dat seama că nu mai pot continua cu jobul pe care l-aveam, voiam să fac trecerea spre programare și, mă rog, scenariile pe care mi le făceam eu, salarii de 4-5.000 de lei, mi se păreau super SF la momentul ăla. Mă gândeam: ok, cu cheltuielile pe care le am o să mai rămână niște bani, ce fac cu ei? Și de acolo, da, am început ușor să citesc despre burse, am dat de diferite bloguri, de diferite articole, de acolo am ajuns la anumite cărți și așa mai departe. Dar da, a fost, nu știu, o chestie strict, sau mă rog, a plecat strict de la chestia asta: o să ajung să câștig puțin mai bine, ce pot să fac cu diferența aia, nu știu, de 500 de lei, să spunem, care îmi rămâne la final de lună. Cum pot să, în primul rând, să o păstrez, să nu o pierd, dar cum pot să o și multiplic. Și de acolo, mă rog, din articol în articol, din blog în blog, din carte în carte, aveam chiar de gând să investesc pe BVB, mă rog, am povestit mai multe pe blog despre asta, n-am investit până la urmă pe BVB, am vrut să deschid un cont la un broker din al unei bănci din România, procesul a fost efectiv groaznic, 60 de pagini printate și trimise prin curier în 2019, mi s-a părut un proces incredibil de greu de deschis un cont și cumva am renunțat la ideea de BVB, am ajuns la ETF-uri, strategii bazate pe ETF-uri, cele pe care le cunoaște toată lumea, cu ajungi la o sumă, după aia retragi 4% și așa mai departe. Și întâmplarea a făcut să dau peste un articol și în comentariile acelui articol să văd strict inițialele astea DGI. Habar n-aveam ce înseamnă DGI. Cineva îi recomanda altcuiva, urmează strategia asta sau ceva de genul ăsta. Și de acolo am pornit ce Dumnezeu înseamnă DGI-ul ăsta și așa mai departe. Și da, am ajuns să mă informez, am ajuns să citesc
nu știu, din scoarță în scoarță absolut toate chestiile legate de asta și efectiv parcă s-a deschis o lume nouă atunci când am început să citesc despre piețele de capital, despre strategii și așa mai departe, parcă am trăit efectiv sub o piatră până la 29, 28, 29 de ani și efectiv nu aveam habar de așa ceva, pentru că nu ai unde, nu te confrunți cu așa ceva, adică în cercul de prieteni, în media și așa mai departe, nu prea se vorbește despre asta și întotdeauna am avut impresia că e așa un proces mistic rezervat doar ăstora cu bani, oamenilor super inteligenți. Nu mă gândeam niciodată că aș fi eu un om atât de inteligent încât să pot să investesc pe bursă cu succes. Astea sunt niște mituri complet stupide și nefondate. Dacă pe bursă ar investi doar oamenii inteligenți, atunci Warren Buffett mi se pare că a zis la un moment dat că el ar fi vândut ziar în ziua de astăzi și n-ar fi reușit niciodată să facă ce a făcut, așadar nu, astea sunt prostii. Pe bursă nu faci bani cu creierul, pe bursă faci bani cu stomacul. Cred că Peter Lynch a spus asta, nu știu că e al lui sau a citat din altcineva, dar e complet adevărat. Și da, cam asta a fost pe scurt cum am început și de ce am ajuns la strategia asta Dividend Growth Investing. O mică paranteză aici, aș vrea să te întreb dacă nu știu, te simți așa, că îți pare rău sau ești puțin nervos pe faptul că, deși ai trecut prin AS și am trecut prin științe economice aici la Cluj și eu simt chestia asta, dar sunt curios dacă o simți și tu, mă simt așa cumva prost că a trebuit să ajung la o anumită vârstă ca să învăț despre chestiile astea, când puteam acum să am deja câțiva ani de investit banii, să am alte rezultate, să fiu la un alt nivel și practic am pierdut foarte mult timp să ajung în punctul ăsta, pe când acum mi se pare că e un pic mai ușor, adică pe o grămadă de forumuri, pe canale de YouTube, în foarte multe locuri văd tineri de chiar și sub 18 ani care în teorie nu ar putea să aibă un cont de tranzacționare, dar care discută despre tot felul de strategii, fac analize, arată screenshot-uri cum investezi $50, $100, deci e un start mult mai bun. Nu știu, dacă tu te simți așa cumva rău că nu ai aflat de chestiile astea mai mult timp. Frustrarea, da, și a fost la un nivel extraordinar de ridicat, mai ales când mă gândesc că am trecut prin ASE 5 ani de zile și deși chestiile astea ar trebui menționate din punctul meu de vedere și din liceu, pentru că deja vorbim de niște oameni de 15-16 ani care pot să asimileze noțiuni de genul acesta. Dar da, frustrarea a fost la cote maxime, pentru că nu e, sincer, nu ai voie să treci prin ASE, prin 5 ani de facultate economică, indiferent că să o faci la București, la Cluj, oriunde în țara asta, nu ai voie să treci prin 3-5 ani de facultate economică să nu ai o materie, un semestru, o ceva care să te introducă pe piața de capital, să-ți arate cum poți să investești, să-ți arate ce înseamnă o dobândă compusă, nu din teorie sau, nu știu, vreo prosteală din aia, de genul investești $1 în 1900 și acum valorează 50 de milioane, deși și ăla e un exemplu bun. Da. Strict un exemplu aplicat pe ce poate să facă un tânăr cu o sumă mică, 100, 500, 1000 de lei și așa mai departe. Da, frustrarea e la cote maxime pentru că îți dai seama că ai pierdut o grămadă de timp. Eu aveam 18 ani în 2008 când a avut loc criza. Habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu, să recunosc, eram ultimul an de liceu probabil, habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu. Dacă aș fi investit 2009, 2010, 2011, aș fi fost, poate nu independent financiar, dar departe, da. Așa că, n-avem ce să facem, mergem pe zicala, cel mai bun moment de a planta un copac a fost acum 20 de ani, al doilea cel mai bun moment e acum. Mă bucur dacă oamenii tineri sau aceste concepte sunt din ce în ce mai popularizate, mă întristez însă că ele sunt popularizate dintr-un motiv greșit, scuze, și anume mulți, deși își doresc să informeze despre cum pot să investească și așa mai departe, mulți încă au mentalitatea asta de a face bani rapid și e cumva o balanță de, e bine că află despre bursă, dar cumva e rău pentru că își creează așteptări nerealiste și au pretenții de return-uri foarte, foarte mari, de dublat bani în 2 luni, 3 luni, un an de zile, ceea ce e total nerealist pe timp lung, pe termen lung, dar da, cam așa văd lucrurile. Dacă s-ar gândi cel puțin în ansamblu, cred că ar fi ok, de genul cam orice depozit din România de la o bancă, dacă depui bani în euro sau dolari, e cam 1% sau ceva de genul ăsta, în jur de 1%, pe când pe bursă, dacă zici ok, eu să mă îmbogățesc și faci, nu știu, pe an 5%, ceea ce e realizabil, fără nicio problemă, să faci 5%, tu deja
ai câștigat cam cât în 5 ani de ținut banii în bancă, deci poți să te aștepți la niște câștiguri mari, dar bineînțeles, cum spuneai tu, nu dublat banii în câteva luni sau într-un an. Astea deja sunt chestii, mi se par destul de riscante, adică se pot face, dar nu le-aș recomanda. Se pot face, dar nu pe termen lung și nu în mod constant, dar da, așa e. Și ca o mică paranteză aici, scuze, ca să încheiem subiectul, să vezi cum gândeam și cum priveam lucrurile la 18-19 ani cu practic zero educație financiară. Planul meu atunci era să-mi deschid depozite bancare la mai multe bănci și să trăiesc cumva din dobânda aceea pe care aș fi primit-o de la acei bani, care evident nu știu cât era atunci, era ceva mai mare, cred că era un 4-5%, pentru că România avea o altă inflație atunci. La chestia aia. Dar acum, cam asta era nivelul meu de gândire. Atâta știam eu atunci și atâta a reușit societatea să mă învețe în 12 ani de școală, să-mi deschid depozite la mai multe bănci ca să trăiesc din dobândă și evident aveam nevoie de o sumă incredibil de mare, de ordinul milioanelor, n-ar fi fost ceva realizabil, dar da. Știu că și am făcut același lucru, mi-am calculat, nu știu, să am ceva de gen 800 de euro pe lună din dobânda aia de nu știu cât era, 2%, 3%, ceva de genul și tot așa mi-a dat în jur de 1.800.000, ceva de genul și eram, ok, bun, acum cum fac rost de 800.000 sau 1.000.000 de dolari, ca pe urmă să pot să trăiesc cu un salariu mediu de 800 pe lună. Da, nu. Da, știu. E un pic, mi se pare că totuși un pic mai mult că te gândești la chestiile astea decât, nu știu, să te gândești la pariuri sportive sau, nu știu, alte chestii. E că măcar merge într-o direcție cât de cât bună. Hai să văd unde am un randament puțin mai mare decât o dobândă de la bancă. Și de acolo poate ajunge în zona asta de bursă. Bun. George, ce vreau să te mai întreb legat de strategia ta de investiții? Pentru că strategia asta e în centrul canalului tău de YouTube și a blogului tău și a lucrurilor pe care le faci în mediul online. E destul de interesantă, ca să spun sincer, mă gândeam la chestia asta, dar nu știam dacă există ceva de genul ăsta, nu am intrat în foarte multe detalii să caut, să fac research. Practic, ceea ce faci tu, și acum o să spun așa super pe scurt și super simplu, e că încerci să investești în companii care îți oferă dividende, adică o mică bucățică din profitul lor pe care o dau acționarilor și vrei să ajungi într-un punct în care acele dividende să fie, să ajungă la o sumă destul de mare, astfel încât tu să ai un venit pasiv consistent, adică din care să poți trăi, cred că 100%, fără să ai și alte venituri, dar chestia asta va dura câțiva ani. Practic, tu în fiecare lună adaugi niște bani în portofoliul tău, îți crește și partea de dividende, îți crește și, crește și valoarea acțiunilor și, practic, în acest mod vrei cumva să te îndrepți spre o independență financiară. În următorii, nu mai știu, la un moment dat mi se pare că ai calculat 7, 8, 10 ani, ceva de genul acesta. Cam asta ar fi pe scurt. Acum, dacă poți să-mi spui tu depinde, mai multe. Da, sigur. O mică precizare la ceea ce ai spus tu. Foarte important la această strategie este nu numai ca acele companii să ofere dividende, ci să le și crească de la an la an. Okay. Pentru că asta este foarte important să investești. Adică eu cel puțin cu strategia asta urmăresc companii care oferă dividende, dar le și cresc de la an la an, pentru că astfel ai parte de o dobândă compusă care se compune mult mai repede și dividendele acelea cresc organic, fără ca de la un anumit punct încolo, când tu o să le retragi, fără să mai fie nevoie să mai investești fonduri adiționale și totuși dividendele acelea vor crește strict prin creșterea asta organică. Asta e un lucru foarte important. Da, în mare ai descris perfect ceea ce fac. Știu că mulți oameni, atunci când aud de dividende, se gândesc, nu știu, la niște pensionari fără chef de viață și acum sunt la modă companiile growth și așa mai departe, cine Dumnezeu are timp de dividende și de prostiile astea, 3%, avem nevoie de 1000% pe an, că altfel considerăm un eșec. Nu este chiar așa, am trecut într-adevăr printr-un deceniu absolut incredibil pentru companiile growth, nu se știe dacă viitorul va mai arăta la fel,
Să nu uităm, de exemplu, că o companie precum Amazon, care a crescut incredibil, a avut o perioadă între 2000 și 2010, 2012, ceva genul ăsta, a avut un deceniu practic pierdut, în care prețul ei nu s-a dus absolut nicăieri. N-aș fi vrut să fiu în pielea celui care a investit în Amazon și nu știu câtă convingere ți-ar fi trebuit să ții acțiunea practic 10 ani de zile, că așa e ușor să te uiți în trecut și să spui, da, dacă aș fi cumpărat un dolar în 2000, whatever. Ok, ai fi ținut totuși 10 ani să nu-ți producă nimic? Asta e întrebarea. Că așa și în Bitcoin era ușor să investești acum 10 ani, dar după vreo 10 scăderi de 80%, nu știu cât ți-ar mai fi ținut până la capăt. Și asta e foarte... Adică mie îmi plac aceste companii pentru că sunt mature, sunt cu o situație financiară foarte bună și practic pot să facă față unor crize mult mai ușor. Asta mă atrage cel mai tare la ele, pentru că îmi este foarte teamă de a-mi pierde banii, practic. Bine, nu pierzi neapărat banii, că îți revin companiile după o criză, dar aș vrea cumva ca acele companii în care eu investesc să treacă peste o criză mult mai ușor decât trec celelalte. Aș vrea ca aceste dividende să-mi asigure o stabilitate, pentru că știm că prețul este foarte volatil, dar dividendele într-o criză nu, sau într-o corecție nu scad la fel de mult precum scad prețurile acțiunilor, și lucrurile astea m-au făcut să-mi placă această strategie și să încerc să-mi creez practic un cash flow care nu depinde de unde este piața, pe ce punct al ciclului economic suntem, să nu depindă de un anumit an, un bear market, un bull market și așa mai departe. Dividendele practic vin indiferent ce se întâmplă. Evident, nu sunt garantate, că nimeni nu-ți garantează nimic. Sunt companii care taie dividendul, sunt perfect de acord cu chestia asta, tocmai de aceea e importantă diversificarea. Dar, da, cam asta ar fi pe scurt de ce urmăresc și cam ce presupune strategia pe care o încerc să o urmez. Și voiam să mă leg cumva puțin și de ce ai zis tu la început, că te-ai gândit să faci chestia asta, dar n-ai găsit sau ceva de genul ăsta. Îți spun sincer că eu în momentul când am auzit de DGI, am vrut să văd în România, în țara asta, în 20 de milioane de oameni, 18 câți mai suntem, face cineva chestia asta? Cred că sunt câțiva, dar sigur nu i-am găsit pe internet. Adică i-am mai găsit pe anumite grupuri de educație financiară de pe Facebook, că mai postează și așa mai departe, și cred că ar urma strategia asta, dar în rest n-am găsit pe absolut nimeni în România care să facă chestia asta și cumva de aici am pornit toată treaba asta cu blogul și cu canalul. În primul rând îmi place să mă trag la răspundere, știi, ca momentul acela când vrei să slăbești și te duci la sală și cumva ca să știi că te ții de treaba, anunți cât mai mulți prieteni ca să te tragi la răspundere singur sau să te tragă și la răspundere, mă rog. Asta a fost și un mic bonus pentru asta, dar în primul rând am vrut să le arăt oamenilor că nu e... Bursa nu este un bau-bau, poți să investești din fața unui calculator ca un om obișnuit, n-ai nevoie de un IQ de 200, n-ai nevoie de nu știu ce fonduri, poți să investești cu cât ai tu acolo, evident, încearcă să ai un fond de urgență și așa mai departe, nu investi bani de care ai nevoie și pe care îți permiți să-i pierzi, dar cumva de la asta am pornit, la faptul că n-am găsit pe nimeni, strategia asta părea foarte bună pentru România, pentru că avem încă niște impozite și niște taxe destul de mici față de alte țări și m-am gândit de ce nu. Sună super bine, hai să încerc, hai să vedem ce este. Uite, să zicem că eu de fapt sunt avocatul diavolului acum și spun ok, strategia ta sună bine, practic te bazezi pe niște companii established, cum să le spun, care au o anumită tradiție, care sunt de foarte mulți ani pe piață, care sunt solide, dar ce o să faci sau ce se întâmplă sau ce presupune ce metode există în strategia ta să combați problema asta a unei crize care, nu știu, lovește o companie și trebuie să se închidă sau, nu știu, dispare, se reorganizează, nu mai dă dividende. Da, am înțeles. Sau problema, nu știu, inovație, pentru că multe din companiile astea sunt companii care există de zeci de ani. Și mi se pare că în ultimii 10 ani, în ultimii 5 ani au apărut foarte, foarte multe companii care au făcut disrupt la o grămadă de industrii. Așa că există oricând posibilitatea ca un gigant din Statele Unite să fie pus în dificultate de un startup, de o companie
în care vin niște investitori, pompează o grămadă de bani și fac lucrurile într-un alt mod. Deci, de asta sunt curios ce presupune strategia în cazurile astea. Da, am înțeles ideea și așa, ai dreptate. În primul rând, dacă urmezi strategia asta, niciodată nu ar trebui să ai un procent prea mare într-o anumită companie, adică e diversificarea e primordială, e managementul riscului este cel mai important întotdeauna în investiții și diversificarea e primordială. Astea fiind zise, încerc să am un mix de companii, încerc să am companii super plictisitoare, de exemplu, din domeniul utilităților, pentru că toată lumea o să aibă nevoie în viața asta de curent, apă, gaz și așa mai departe. Bineînțeles, până ne ducem mască pe Marte și după aia cine știe cu ce mai trăim, dar mai e puțin până acolo. Companii din domeniul telecomunicațiilor, iarăși, super greu de intrat acolo, să spunem, pentru că există anumite monopoluri, duopoluri și așa mai departe. Dar am pe lângă aceste companii, care sunt super plictisitoare, dar cu o creștere ceva mai mică, e adevărat, am și companii care s-ar putea încadra la ceea ce ai spus tu, la a avea capacitatea de a fi disruptive. De exemplu, am companii din domeniul tech, există câteva care oferă dividende de mai mulți ani, știu că e cumva, sau mă rog, nu este atât de comună chestia asta la companiile tech, pentru că de obicei ele reinvestesc cam tot profitul înapoi în afacere ca să se dezvolte, dar există câteva companii, nu o să vorbesc evident de IBM, că nu este IBM compania care nu este cel mai bun exemplu în situația de față, dar sunt companii precum Broadcom, precum Visa, precum Mastercard, companii care au monopol sau mă rog, un avantaj competitiv suficient de mare încât să fie foarte greu pentru cineva ca să le perturbe afacerea. Evident, nu e imposibil, dar avantajele lor competitive sunt destul de mari. Așadar, încerc să am un mix de companii, de prin toate sectoarele, plictisitoare, mai puțin plictisitoare, care sunt mature sau care au potențial de creștere și așa mai departe. Încerc să nu am niciodată o alocare prea mare pe o anumită companie. Ideal ar fi să am sub 2-3% pe companie, dar nu trec niciodată de 5%. Încerc să nu am niciodată mai mult de 15-20% într-un anumit sector, pentru că nu știi niciodată ce anume va o criză, nu știi niciodată ce sector va lovi criza atunci când va apărea. Unele sectoare sigur vor fi lovite, altele vor merge mai bine, cum a fost, de exemplu, Teco acum a mers extraordinar, dar companiile din turism, aeriene și așa mai departe au mers groaznic. Cumva dacă ai o alocare pe toate aceste sectoare, deși unele vor superperforma, celelalte care vor supraperforma, îți echilibrează cumva portofoliul la final de zi. Dar chiar și dacă toate aceste lucruri sunt luate în calcul, încerc totodată să mă uit și la, pentru că dacă te gândești ce se întâmplă într-o criză, cumva companiile care au sau sunt supraîndatorate au de obicei probleme ceva mai mari decât celelalte. Așadar încerc să văd și ca nivelul datoriei să fie rezonabil. Și da, cam astea sunt lucrurile pe care, pe scurt, le urmăresc și metodele și măsurile pe care le au ca să contracarez chestia asta. Că așa e, pot să apară companii care să schimbe total piața și pot să aibă o perioadă de genul ăsta fulminantă, dar lucrurile de obicei nu se întâmplă chiar de pe o zi pe alta, câteodată ai nevoie de niște ani de zile. Și dacă văd că se întâmplă chestie de genul ăsta, evident, nu mă oprește absolut nimic să acționez în direcția aia. Fie să cumpăr compania respectivă, fie să vând compania care este afectată sau care nu mai are, nu știu, nicio șansă de a-și reveni pentru că teza investițională e complet dusă pe apa sâmbetei. Dar când te gândești, nu știu, la companii precum Coca-Cola, Pepsi și așa mai departe, e foarte, foarte, foarte greu să intri acolo și să te bați cu ei. Cumva încerc să investesc și în companii care nu pot fi atât de ușor sau modelul lor de business nu poate fi atât de ușor distrus și, nu știu, când te gândești la companii din domeniul apărării, de exemplu, nu e ca și cum te apuci mâine cu un prieten în garaj să construiești un avion de vânătoare, nu se întâmplă chiar așa ceva. Și da, cam astea ar fi lucrurile pe care le iau în calcul și măsurile pe care le iau. Ok. Și apropo de chestia asta, ziceai de mai la început de diversificare, că încerci să intri pe cât mai multe acțiuni, pe cât mai multe domenii, ca să acoperi o, nu știu, arie cât mai mare, să nu-ți pui toți banii doar într-o anumită zonă. Știu că tu ai atât pe blog cât și pe canalul de YouTube, ai un link către portofoliul tău.
Deci dacă e cineva interesat să vadă în ce investește George, câte acțiuni deține pentru anumite companii, cât sunt dividendele și așa mai departe, pe canal sau pe YouTube, pe canalul de YouTube sau pe blog e acel link. Mă mai uit din când în când peste portofoliul tău și ce se întâmplă acolo. Și o chestie pe care am uitat-o și am văzut acolo în document e că tu pe lângă acele dividende ai și anumite procente din creșterea acțiunii. Deci nu te bazezi doar pe veniturile din dividende. Chestie pe care o pot uita unii oameni. Se gândesc, ok, primesc de la Coca-Cola în fiecare trimestru, nu știu, 50 de cenți sau cât e, ok, și eu rămân cu banii ăia, păi practic îți crește și portofoliul odată cu creșterea acțiunii. Asta din nou e o chestie da, bună. Asta e... Da, sunt câteva puncte aici și aș vrea să le abordez pe scurt. Asta e și frumusețea acestei strategii, pentru că dacă ai o companie care îți crește dividendul de la an la an, este imposibil ca prețul ei să nu urmeze același trend. Adică nu ai cum să nu găsești oameni care să fie din ce în ce mai interesați de acea companie și practic să existe o cerere din ce în ce mai mare. Asta antrenează o creștere de preț. Așa e, am o grămadă de creșteri de preț în portofoliu acum. Eu unul nu mă bazez sincer pe ele pentru că termenul de deținere este pe viață și o spun fără, știu că sună așa pompos, dar chiar așa este, dacă acea companie nu-și taie dividendul și teza investițională nu este fundamental schimbată, eu nu am niciun motiv să vând acea companie și pentru că practic îmi omor gâsca care îmi dă ouălele de aur, nu aș vrea să fac asta. Dar da, este și aceasta o sursă de return, trebuie întotdeauna să ne uităm și la total return, pentru că degeaba ai, de exemplu, o companie precum AT&T care îți dă un dividend, dar prețul acțiunii scade cu mai mult decât valoarea acelui dividend. Este adevărat, sunt și companii de genul acesta, de preferat să le evităm. Eu am AT&T în portofoliu, o am mai mult ca un, îmi place să mă gândesc la ea ca un titlu de stat, pentru că e o companie foarte sigură din punct de vedere al cash flow-ului. Deși dividendele se cresc destul de puțin în ultima vreme și s-ar putea chiar ca anul ăsta să nu mai crească, ceea ce ar fi destul de trist, dar au deja un randament de vreo 7% și e o companie plictisitoare care e ok să rămână acolo, dar da, total return-ul este întotdeauna compus din aprecierea de capital, dividendele oferite și foarte important creșterea dividendului, pentru că mulți oameni ignoră și chestia asta, toate astea trei intră în acest total return. Și mai voiam să mă leg de ceva ce ai spus tu cu faptul că am portofoliul la vedere și așa mai departe. Da, pentru că mi s-a părut întotdeauna atât de, hai să nu folosesc frustrant, că poate un cuvânt prea puternic, dar când văd tot felul de oameni care încearcă să învețe pe alții cum să facă și ce să facă și să urmeze o anumită strategie, dar ei niciodată nu își pun lucrurile la vedere. Și practic nu poți să știi dacă omul ăla care îți predă ceva chiar urmează sfaturile lui, știi? Și cumva am vrut să nu existe chestia asta în care omul să-și pună întrebarea oare el face chestia asta, oare el își urmează, practic put your money where your mouth is. Și de aceea vreau să vadă toată lumea cum evoluează lucrurile efectiv în timp real, pentru că poate oricine să vadă trec acolo lucrurile efectiv în momentul în care se întâmplă, când le cumpăr sau așa mai departe. Ok, bun. Foarte bune informații și interesante și asta arată și mie și probabil de aici o să vadă și foarte mulți oameni faptul că nu e de ajuns să te gândești la strategia asta și să iei doar informațiile din acest video, adică sunt foarte multe chestii și mă gândesc că tu ai citit foarte mult și ai analizat foarte bine strategia asta, astfel încât să vezi toate minusurile și plusurile. De asta, pentru că eu prima dată când am auzit de strategia asta, eram așa puțin nesigur pe ea. Mă gândeam că sună bine în teorie, dar în practică nu știu dacă aș merge, dar aflând mai multe informații din articolele tale, din alte surse, am început să văd tot mai multe lucruri și mi se pare că pe partea asta financiară de investiții e cumva ca în IT, adică e nevoie de o învățare continuă ca să ajungi la niște rezultate bune. Bun. Da, și problema, mă rog, problema între ghilimele cu strategia asta este că
ea presupune o creștere exponențială, dar pentru creierul uman e foarte greu să conceptualizezi chestia asta și cumva noi vedem doar lucrurile liniar. Așa, dacă te gândești 3%, 4% din dividende, nu sună foarte impresionant. E nimic, poți să faci mult mai mult pe alte investiții, alte instrumente. Dar dacă vezi ce înseamnă să reinvestești dividendele alea, să-ți fie crescute de la an la an și așa mai departe, și cum arată lucrurile pe 10-20 de ani, este efectiv, odată ce bulgărele se pornește, este efectiv o creștere exponențială atât de agresivă de la, nu știu, anul 12-14 încolo, încât lucrurile pur și simplu decolează și ajungi la niște rezultate incredibile. Evident, asta, prin asta nu vreau neapărat să cresc așteptările oamenilor sau să lansezi ideea că asta e cea mai bună strategie de investiții, trebuie neapărat să faci, să urmezi și așa mai departe. Nu, sunt un miliard de strategii. Nu există niciuna de a te îmbogăți, nu există nicio metodă de a te îmbogăți rapid, foarte important. Poți să ai tu ce rezultate vrei pe termen scurt, pe termen lung. Nu există nicio strategie de îmbogățire rapidă, dar există sute de strategii de îmbogățire lentă. Chestia asta încerc să o spun și eu de fiecare dată, să temperez sau să calibrez cumva așteptările oamenilor și să înțeleagă că investițiile se fac pe termen lung și nu pe termen de 2-3 ani de zile. Nu funcționează lucrurile așa, nu la bursă cel puțin. Exact, exact. Și apropo de ce ziceai tu, mi se pare că termenul e de compound interest sau ceva de genul ăsta, când ți se adaugă câștigurile la ce ai investit deja și tot cresc așa în... Da. Tot mai mult. Apropo de chestia asta, tot așa un exemplu mai simplu ca să înțeleagă lumea, e întrebarea aia, ce ai prefera să primești, un ban care se dublează în fiecare zi timp de 30 de zile sau $1,000,000 acum? Și dacă stai să calculezi, știu exemplul acela, da. Da, dacă stai un pic să calculezi, banul ăla în 30 de zile ajunge la, nu știu, câteva zeci de milioane, ceva de genul. Și atunci toată lumea se blochează, ok, 1,000,000 astăzi, da, sună foarte bine, nu mai caută mai departe să vadă ce se întâmplă cu banul ăla sau cu centul ăla. Ok. Da, e vorba de acel delayed gratification, și așa e, când vezi, când compari stânga cu dreapta, da, nu, lucrurile pe hârtie nu arată la început atât de wow, dar odată ce încep să se miște, da, lucrurile încep să crească exponențial și tot ce ai nevoie e să ai răbdare. Bine, nu neapărat cu strategia asta, cu absolut orice strategie de investiții serioasă la bursă trebuie să ai răbdare. Niciodată nu o să ai rezultate bune dacă grăbești lucrurile, dacă încerci să arzi etape și dacă, nu știu, sari așa peste... sau încerci să găsești metode de îmbogățire rapidă, niciuna nu funcționează. Credeți-mă că au încercat oameni mult mai inteligenți decât noi. Da. 0,00001% poate nici aia n-au reușit să facă chestia asta, că altfel am fi auzit de ei. Nu există așa ceva. Warren Buffett și-a făcut averea după 60 de ani, deși investea de pe la 20 și ceva. Așadar, da, cam așa stau lucrurile. Da, și apropo de îmbogățit rapid pe termen scurt... vreau să te întreb, pentru că ne-ai spus deja despre mai multe lucruri pe care tu le iei în considerare atunci când te uiți la o companie sau vrei să investești în ea, aș vrea să te întreb care ar fi, nu știu, indicatorul sau lucrul, cum vrei tu să-i spui, sau chestia la care te uiți tu și e cea mai, nu știu, ieșită din comun, care îți dă niște informații interesante și utile despre o companie, pentru că de obicei foarte multă lume se uită la profit, se uită la grafic, cum a fost graficul în ultimii 5-10 ani, se uită la datorii, se uită pe, nu știu, ce ratinguri a primit de la anumită bancă sau fond de investiții, chestiile astea le face toată lumea. Eu sunt curios dacă ai tu o anumită chestie mai diferită pe care poți să o spui. Da, sigur că pot să spun că nu e nimic secret până la urmă. Nu-mi place să privesc neapărat un indicator în vid, pentru că el nu-ți spune de obicei întreaga poveste și îmi place să mă uit la mai mulți. De obicei PE ratio este foarte popular printre mai toți investitorii, dar el îți spune doar ce s-a întâmplat în trecut, nu e foarte util pentru viitor. Dacă mai pune pistolul la tâmplă și mai pune să aleg efectiv unul singur pentru strategia pe care o urmez și companiile, tipul de companii pe care eu le cumpăr, cel mai important lucru este free cash flow-ul generat și free cash flow-ul pe acțiune generat. Pentru că acel indicator, coroborat cu dividendul oferit, îmi spune dacă acea companie este capabilă să susțină dividendul sau dacă este capabilă să-l crească.
sau dacă este în pericol de altăia și așa mai departe. Și imediat după acest indicator, evident, mă uit și la nivelul datoriei, pentru că degeaba generezi mulți bani dacă ești supraîndatorată. S-ar putea să-ți meargă, dar șansele sunt destul de mari ca de la un moment dat încolo să nu-ți mai meargă. Așadar, o datorie, un nivel al datoriei cât mai mic și un free cash flow care să acopere dividendul cât mai bine. Dar, din nou, nu îmi place să privesc indicatorii în vid izolați, pentru că nu îți spun de cele mai multe ori toată povestea. Exact, exact. Asta e o chestie foarte bună de ținut minte, că nu, practic nu există o rețetă pe care să o urmezi. Nu poți să zici, uite, eu mă uit la chestia asta și asta se aplică peste tot. Pentru că, de exemplu, am văzut într-un articol recent la tine pe blog, vorbeai despre compania Apple, care, apropo de ce ziceai de datorii, are și ea niște datorii, dar are și niște bani, destul de o sumă foarte mare de bani. Deși în datele financiare apar niște datorii, ele te pot induce în eroare dacă nu te uiți la big picture. Deci da, e foarte important să te uiți la cât mai multe chestii și să iei în considerare cât mai multe lucruri. Nu, de fapt, eu nici nu cred că există o rețetă. Nu, oamenii din fonduri sau bancherii nu cred că au ei un algoritm în care pun niște cifre și le dă un rezultat și pe baza acelei chestii funcționează totul. Și apropo, recent am auzit de o chestie despre sentiment trading. Probabil, nu știu, poate tu ai auzit mai de mult timp de chestia da, asta. Da, da. Da, mi se pare interesantă și chestia aia, pentru că arată niște lucruri și nu e bazată pe, nu știu, pe date financiare sau pe chestii exacte de genul acesta. Deci, na, tot timpul există lucruri noi pe care le poți aduce în ecuație ca să-ți dea un rezultat. Da, evident, și dacă nu te adaptezi, nu. Adică nu vreau să sune neapărat ca și cum n-ai avea succes, dar cheia la a avea succes pe termen lung este evident și să fii o persoană care se adaptează atunci când apar informații noi, să acționezi în consecință și așa mai departe. Nu e ca și cum poți să setezi ceva acum și să te gândești că în 30 de ani vei urma fix aceeași rețetă cu fix aceeași indicator și aceeași chestie. Lumea este într-o continuă schimbare, iar în zilele noastre, slavă Domnului, deja dacă te uiți 20 de ani în urmă, nici nu știam ce e la telefon și acum avem toată suma cunoștințelor umane la dispoziția noastră și așa mai departe. Lucrurile se schimbă foarte rapid. E foarte important să ai capacitatea să te adaptezi din mers și să acționezi în consecință, nu știu, în cazul în care apar alte paradigme sau așa mai departe, să nu rămâi neapărat blocat în chestia aia de ai setat-o cu nu știu cât timp în urmă, când datele erau complet diferite și, mă rog, lumea arăta altfel. Absolut, absolut. Și apropo de rețetă, ce aș mai vrea să te întreb e cum vezi tu anul 2021, anul 2022, pentru că odată la câțiva ani are loc o cădere a bursei, o corecție, o criză, se întâmplă ceva. Pentru că mie puțin frică de 2021-2022, pentru că, de exemplu, 2020 și cât a trecut din 2021, mi s-au părut niște bani prea buni, după părerea mea. Adică cam toată lumea a câștigat, cam toate chestiile au mers în sus, au fost creșteri foarte mari, oamenii au făcut o grămadă de bani, nu neapărat cu chestii speculative sau foarte speculative, precum GameStop sau ce-a mai fost în ultima vreme, chiar și cu companii mai serioase, gen Tesla sau o grămadă de alte companii. Creșterea asta așa foarte mare, toată lumea fiind pe câștig, toată lumea fiind pe plus, toată lumea fiind pregătită să intre pe bursă, mi se pare că aduce așa puțin și o oarecare scădere, corecție, criză, anul ăsta sau la anul. Nu știu, cum vezi tu chestia asta? Da, nu o să am pretenția sau aroganța să-ți spun că știu cum vor evolua lucrurile, pentru că dacă am învățat ceva de când investesc și de când citesc o mie de chestii, este că nimeni nu știe absolut nimic. John Bogle a spus asta, nu mai știu cine a spus-o și lui, părintele ETF-urilor. Nimeni nu știe absolut nimic, asta e sigur. Legat de ce ai spus, da, 2020 poate a fost un an mai bun decât ar fi trebuit să fie din punct de vedere economic, dar să nu uităm că am avut niște măsuri incredibile și s-au
am ajuns practic într-un punct în care s-au luat niște măsuri pe care poate nici nu ne-am fi imaginat că s-ar putea lua cu ceva ani în urmă. Tot ce știu este că petrecerea asta continuă cu iertarea datorilor, cu amânarea datorilor, cu acest quantitative easing, nu poate să meargă la nesfârșit. Habar n-am când, ce, unde se va rupe, că se va întâmpla în 2021, 2022, 2025, habar n-am. Dar știu sigur că nu poate să continue la nesfârșit chestia asta. Această, practic, petrecere și acest desmăț în care, nu știu, parcă nici nu am trecut prin pandemia prin care am trecut și nu știu sincer cum vor evolua lucrurile. Cumva înțeleg și tenta și ai și spus că ți-e puțin teamă de o corecție sau așa mai, de o criză. Ce vreau să menționez aici foarte important pentru toți cei care ne urmăresc. Dacă ai o strategie, dacă ai un fond de urgență bine pus la punct, dacă ai un buget bine setat și investești doar bani pe care îți permiți să-i pierzi, nu ai, practic, grija jobului și așa mai departe, o criză economică, strict din punct de vedere investițional, este cel mai bun lucru care ar putea să ți se întâmple în faza de acumulare. De ce? Pentru că poți să cumperi o grămadă de companii la prețuri reduse. Și asta este extraordinar de important în perioada de acumulare. Și în perioada de acumulare cred că suntem mai toți dintre cei care suntem aici. O criză, eu am și videouri pe canal din perioada aia și fix așa l-am intitulat pe unul, criză vrei să zici Black Friday, pentru că fix așa am interpretat atunci situația. Eram super fericit că pot să cumpăr o grămadă de chestii, eram super trist că nu am mai mulți bani la dispoziție, pentru că erau efectiv companii care știam sigur că vor trece cu bine peste această criză, care erau la un preț incredibil, adică te gândești la un Coca-Cola, la un Johnson & Johnson, companii super solide, cu o situație financiară excelentă, care se vindeau pe mai nimic. Așadar, eu așa privesc lucrurile, vine o criză sau o corecție, n-ar putea să-mi pese mai puțin, din contră, chiar mă bucur că pot să cumpăr chestii cât mai ieftin, pentru că pe termen lung, mai ales când ai un orizont investițional de 10 plus ani de zile, pe termen lung, sigur, peste 10 ani vei fi într-o poziție sau lumea va fi într-o poziție mult mai bună decât cea în care suntem astăzi. Așadar, criza pentru mine este o oportunitate incredibilă și cred că așa este sănătos să privim lucrurile ca pe o posibilitate de acumulare extra. De obicei, oamenii care privesc cu teamă sunt cumva oameni care fie nu și-au pus la punct strategia încă și nu... Nu sunt încă hotărâți ce vor să facă cu portofoliul lor investițional. Poate au investit, nu știu, că a fost la modă, că au văzut pe cineva pe TikTok și așa mai departe. Evident că se sperie atunci când vine o criză și văd că își pierd banii. Dar dacă ai, așa cum am spus, bugetul pus la punct, fondul de urgență pus la punct, skillurile tale, ești sigur pe ceea ce știi, chiar dacă îți pierzi jobul, ești capabil să-ți găsești într-o lună, două, altceva și așa mai departe și investești bani pe care ești dispus să-i pierzi sau, mă rog, de care nu-ți pasă atât de tare, că nu sunt banii de rată, de casă, de așa mai departe, atunci ești în poziția în care poți să tratezi de sus momentele astea și să nu-ți pese că vin crize sau nu. Tu investești constant, pe termen lung, și crizele sunt doar niște oportunități de acumulare. Iar dacă te uiți pe un grafic pe, nu știu, 20, 30, 50 de ani, crizele super mari, mai ales, nu știu, 29-33, cea din 2007 și cea de astăzi, vor arăta ca niște mici little blips, așa cum spun cei care investesc. Efectiv, niște mici denivelări. Nici nu, dacă poate n-ai ști că atunci au fost crize, poate nici nu ți-ai fi dat seama că atunci s-a întâmplat un eveniment major sau a avut loc o corecție, o criză, ceva de genul ăsta. Eu așa privesc lucrurile. Să vină 70 de crize, sunt în faza de acumulare la început, termenul investițional e de 10 plus ani, am timp să recuperez, e perfect, am posibilitatea să acumulez mai mult dacă vine o criză. Dacă nu vine o criză, e perfect, ok, voi investi în continuare. Foarte important aici să nu încercăm să facem market timing, la modul să nu credem că poate vine o criză peste 6 luni și să stăm cu prea mulți bani cash. Evident, asta depinde de profilul fiecăruia, cu cât ești confortabil să stai și cât să investești, dar nu stați cu prea mult cash sau cu totul în cash gândindu-vă că veți cumpăra mai ieftin, pentru că dacă lucrurile cresc cu 100%, degeaba scad cu 30% pe viitor, tot veți cumpăra la un preț mai scump decât dacă ați fi cumpărat în momentul de zero, să spunem. Și apropo de asta cu să nu stați cu prea mult cash, nu e ok nici să rămâneți fără cash, pentru că da.
poate veni o oportunitate de genul ăsta, de exemplu, mie mi s-a întâmplat pe la început, puneam în fiecare lună o sumă de bani acolo în contul meu de tranzacționare și în câteva zile după ce puneam, mă hotăram la ceva, în ce să investesc și de obicei investeam cam toți banii. Și pe urmă, după încă vreo 2-3 zile, se întâmpla ceva, apărea o oportunitate și practic eu nu aveam bani atunci să profit de oportunitatea aia. Și atunci, din punctul ăla, am început să am și o rezervă de cash acolo la platforma de tranzacționare pe care o țin și aștept momente. Și practic despre asta spuneai și tu, doar că la un nivel un pic mai mare, gen să-ți faci o strategie mare pe mai mulți ani și nu neapărat să ai, nu știu, $200 în platformă tot timpul lichizi să faci ceva cu ei, ci să ai și un fond de urgență pentru tine ca să poți trăi, să ai și o sumă de bani, nu știu, poate într-un cont cu care să poți face ceva dacă ai nevoie, să practic să nu-ți blochezi toți banii în acțiuni, pentru că deși o criză ar fi un moment bun să cumperi mai mult și să-ți reduci practic prețul de cumpărare și să ai o creștere un pic mai mare, nu e nici ok să aștepți și să mor de foame până peste un an, poate doi, până când ajungi în punctul ăla. Deci un echilibru ar fi bun și pe partea asta. Așa, da, evident, sunt foarte multe variații și sunt foarte multe variații și o grămadă de strategii. Fiecare are un alt profil, poate unii sunt mai confortabili cu mai mult cash, unii cu mai puțin și așa mai departe. Da, e o întreagă discuție, fiecare să își ajusteze, mă rog, strategia sau nivelul de cash la ce consideră oportun. Și ai dreptate, așa e. Nu trebuie neapărat să investești bani de care ai nevoie. Ce ai putea, de exemplu, să faci dacă vezi că începi să strângi din ce în ce mai mult cash, poți să pui, mai ales că văd că acum urmează o perioadă foarte interesantă în România, pentru că se emit aceste titluri de stat Fidelis în mod regulat, ai putea să pui în acele titluri de stat să-ți mai dea o dobândă de 1,52% la euro, cred că era ceva de genul ăsta, 1,85, nu mai știu, sau un lei, un 3%, pentru că dacă banii aia tot stau degeaba și așteaptă ceva, mai bine să stea degeaba în titluri de stat și să mai ai acolo un mic câștig din, nu știu, această așteptare sau în vederea unor altor oportunități și așa mai departe. Da, sunt o grămadă de variații, o grămadă de lucruri de discutat aici pe seama asta. Și apropo de strategii și de variațiile astea și de toate lucrurile care sunt de citit și de învățat, aș vrea să-mi spui tu câteva surse de unde te documentezi, de unde înveți despre strategii, că poate, nu știu, oamenii nu știu toate site-urile alea sau poate au un website, se uită, nu știu, pe TipRanks și dacă văd acolo că cineva de la o anumită bancă i-a dat 5 steluțe la finanțare, zice, a, ăsta e, uite, are rată de succes 70%, clar, mă bag și eu pe chestia asta, fără să... Da, asta e cel mai prost lucru pe care ai putea să-l faci. Să urmărești analiștii de pe Wall Street e cel mai prost lucru pe care ai putea să-l faci. Și o spun fără nici cea mai mică urmă de aroganță sau modestie. Oamenii ăia sunt nu neapărat incompetenți, că nu sunt incompetenți, doar că ei, prin natura jobului, privesc lucrurile pe termen scurt, 6 luni, 12 luni de zile și predicțiile pe care ei le oferă n-au efectiv nicio valoare pentru un investitor obișnuit. Să nu uităm că investitorul obișnuit are un mare avantaj față de cei de pe Wall Street și față de hedge funds, și anume timpul. Ei nu au același timp la dispoziție, ei trebuie să performeze pentru că altfel își pierd jobul, vorbim de managerii de hedge funds și așa mai departe. Nu poți să ai, de exemplu, 3 ani negativ pentru că s-ar putea să fii zburat, s-ar putea să nu mai ai bonusurile de sute de mii și așa mai departe. Ei au întotdeauna presiunea asta și de obicei fac sub această presiune mișcări mai puțin inspirate. Noi nu avem presiunea asta, noi nu manageriem banii altora și asta e cel mai mare avantaj pe care l-ai cel al timpului, așadar ce ai putea să faci dacă ești cu adevărat serios în ceea ce privește nu știu, procesul de informare și să vrei să te duci în sensul ăsta. Eu nu așa gândesc lucrurile, întotdeauna mă uit la cei mai buni. Rețin când eram mic, îmi plăcea foarte mult să mă uit la Formula 1, țineam cu Schumacher pentru că el era cel mai bun, îl simpatizam. Așa și în investiții, când am început să mă informez despre investiții, să mă educ, m-am uitat cine este cel mai bun investitor. În momentul de față este Warren Buffett. Nu știu dacă este all time, dar în viață contemporan el este. Am încercat să învăț de la el și de acolo m-am diversificat. Tot observ pe multe, multe, multe grupuri de Facebook, tot felul de cărți și prostii de
care sunt mai mult în latura asta de automotivaționale și așa mai departe. Mm-hmm. Sunt ok și cărțile alea până la un punct, dar sunt de părere că deja dacă ai citit mai mult de două cărți motivaționale, îți pierzi timpul, pentru că sunt fix aceleași idei remestecate și regurgitate în toate. Așadar, lăsați Tony Robbins, lăsați, nu știu, Kiyosaki și toți aia, citiți Tată Bogat, Tată Sărac, că pe aia am citit-o probabil toți, nu știu, poate mai citiți una, dar în rest lăsați-i pe băieții ăștia în pace, că băieții ăștia nu sunt investitori, încercați să învățați de la cei mai buni, încercați să citiți scrisorile anuale, de exemplu ale lui Warren Buffett, pentru că el are un mare dar și anume să transmită chestiile în lucruri cât mai ușor de înțeles și cât mai în limbaj, cât mai simplu. Citiți toate scrisorile alea anuale de pe Berkshire Hathaway. Încercați să învățați de la Charlie Munger. Am chiar un articol cu toate cărțile astea pe care le recomand. Știu că limbajul s-ar putea să fie puțin mai greu de digerat, mai ales pentru cineva care nu are nici mai mică idee ce înseamnă bursa și așa mai departe, dar Google e prietenul vostru, Investopedia e prietenul vostru. Căutați termenii aceia, nu vă speriați de termenii aceia. Nu sunt super complicați odată ce încerci să înțelegi. Și întotdeauna eu am, sau mai degrabă eu recomand doar genul ăsta de lectură, Charlie Munger, pur Charlie's Almanac, Warren Buffett, poți să citești, de exemplu, scrisorile lui, Howard Marks, neapărat, este tatăl riscului, te învață absolut tot ce trebuie să știi despre managementul riscului în investiții, cea mai importantă chestie, aveți la un scurt search pe Google, Howard Marks și the most important thing in investing. Mai avem Joel Greenblatt, un alt investitor de care foarte multă lume cu siguranță n-a auzit, are o serie de cărți, The Little Book That Beats the Market și The Little Book That Still Beats the Market. El chiar glumea că a scos ediția a doua pentru că n-a citit-o nimeni pe prima și de aceea ce descrie el acolo încă mai funcționează. Mai avem și, nu știu, cărți centrate pe dividende, de exemplu Dividends Don't Lie și Dividends Still Don't Lie. Prima e scrisă de Geraldine Wise, a doua este scrisă de un colaborator de-al ei. Și da, cam asta e sfera în care, de exemplu, eu m-am învârtit și am încercat, pentru că am încercat să învăț de la ei, de la oamenii care chiar investesc și fac bani, nu de la oamenii care scriu despre investiții, mm-hmm. pentru că n-am ce să învăț de la oamenii aia. Sunt bune și cărțile lui Kiyosaki, dar până la un punct, așa cum abecedarul e bun la 7 ani, dar apoi o carte serioasă de investiții, recomandarea mea ar fi să fie scrisă de cei pe care am enumerat, pentru că chiar ai ce să înveți de la oamenii ăia. Evident, mai e și Peter Lynch, unul din favoriții mei, dacă nu favoritul meu, are One Up on Wall Street sau A Random Walk Down on Wall Street, ceva de genul ăsta, îmi scapă exact titlul acum, sunt două cărți. Iarăși, o grămadă de lucruri de învățat de la oamenii ăia și, practic, poți să vezi cum reacționau ei, pentru că și au avut perioade de astea, au fost nifty-fifty în anii 70, acele companii care sunt, nu știu, poți să le cumperi la orice preț și ei au trecut exact prin chestiile prin care trecem noi astăzi, la începutul anilor 2000, când a fost acel bubble pe tech, când n-avea cum să scadă, internetul e viitorul, știm foarte bine ce s-a întâmplat cu internetul e viitorul, internetul tot este viitorul, dar nu cumperi chiar orice la orice preț, că nu ai de ce să faci asta și așa mai departe, adică ce se întâmplă în zilele astea nu e ceva unic. Vă garantez că cineva undeva a mai întâlnit aceeași situație și oamenii ăștia au atât de multă experiență și atât de multe lucruri din care poți să înveți, pentru că e practic imposibil să treci tu și să faci toate greșelile posibile. E bine să faci și tu greșelile tale, dar încearcă să înveți din greșelile altora și să citești cărțile astea. E, din punctul meu de vedere, minimul ca să ai așa o bază, ca să vezi ce înseamnă să investești, să vezi ce înseamnă să tratezi crizele precum o chestie normală dintr-un ciclu economic și așa mai departe. Exact, exact. Foarte, foarte multe resurse. Mersi pentru că ni le-ai spus de unele chestii și de unele persoane chiar nu am auzit, dar cu siguranță o să fac puțin research, pentru că pare interesant tot ce ai spus acolo și despre scrisorile lui Warren Buffett. Din păcate am auzit despre ele, dar n-am reușit să le citesc, dar acum, uite, mi-ai deschis tu cumva apetitul, m-ai făcut curios de chestia asta. Ce aș vrea să te întreb acum spre final, e o chestie despre care am și o părere, vreau să văd și care e părerea ta, tot legat de investiții. Noi, practic, suntem niște investitori individuali. Suntem fiecare pe cont propriu, cu banii noștri. Mă rog, investitori, când spun investitori, mi se pare că e prea mult pentru, cel puțin pentru nivelul meu. Dar, să zicem, investitori individuali versus fondurile de investiții. Și
Știu că, uite, de exemplu, așa cum lucrezi tu pentru un startup care ajută anumite fonduri de investiții, știu că sunt fonduri de investiții care au departamente întregi sau foarte mulți oameni plătiți ca să analizeze fiecare chestie care se mișcă în piață, în jurul firmei, în tot ce ține de oamenii din companie, de conducere, de tot. Și mi se pare cumva nedrept în ghilimele, sau mi se pare că ei au un avantaj foarte, foarte mare și că noi avem mai mult noroc de partea noastră decât niște avantaje palpabile. Pentru că noi suntem niște oameni cu 24 de ore pe zi, un job, puțin timp ca să analizăm, să citim, să facem o grămadă de lucruri și ei au zeci de oameni care stau în fiecare zi, analizează, fac grafice, rapoarte, folosesc tehnologia astfel încât să aibă cele mai bune informații. Cum vezi tu chestia asta? Eu mă simt cumva așa în inferioritate când mă gândesc că la ce nivel sunt eu și la ce nivel sunt fondurile și cumva mă gândesc și din prisma faptului că ei au foarte mulți bani și pot să mute prețul mult mai ușor, de fapt pot să-l mute, pentru că eu nu pot să mut deloc un preț cumpărând anumite acțiuni sau scriind pe Twitter sau pe Facebook, hei, uite, am cumpărat chestia aia și să mă urmeze și alții. Deci mi se pare că noi, deși încercăm să facem cât mai multe chestii, suntem tot mai mult cumva la mâna norocului decât alții. Tu cum vezi chestia asta? Hazardul și norocul, da, joacă un rol în cam tot ceea ce facem în viață, dar nu aș privi neapărat așa lucrurile. E adevărat, fondurile astea de investiții urmăresc absolut tot ce mișcă. Sunt și acolo o grămadă de idioți, nu se neg asta. Oameni care investesc uneori după ureche și nici nu vă vine să credeți ce idei de investiții au, care le răsar așa din, nu știu, un exemplu random care nu poate fi legat de nimic și nu se poate identifica nimeni. Un tip de la un fond de investiții voia să investească și a investit într-o companie doar pentru că fiul său avea un ghiozdan la școală și plăcea foarte mult ghiozdanul ăla ei și colegilor ei și s-a gândit el că e compania aia foarte, adică la nivelul ăsta, fără research, fără nimic. Nu vreau să vă gândiți neapărat că acolo lucrează niște super oameni, că și pe acolo sunt uscături ca peste tot, dar e adevărat, n-ai niciun avantaj cu excepția timpului atunci când vine vorba de fondurile de investiții. Ele nu au luxul timpului pentru că sunt mereu sub presiunea de a performa. Acestea fiind zise, de aceea mi se pare complet stupid și naiv să crezi că vreodată dacă ajungi să concurezi cu fonduri de genul acesta, mă refer la trading, la forex și așa mai departe, să crezi că vreodată ai tu vreo șansă de câștig. Șansa ta este zero, pentru că oamenii au atât de multe resurse, atât de mulți bani, atât de multe sisteme, analiști și așa mai departe la dispoziție, încât tu nu ai cum să concurezi vreodată cu șanse reale de câștig împotriva lor. De aceea încerc să le spun oamenilor să ferească de trading, trading la modul analiză tehnică, cumpărat aceeași companie de 10 ori pe zi și lucruri de genul acesta, de forex și de alte jocuri din astea cu sumă nulă, pentru că într-o chestie cu sumă nulă, atunci când concurezi cu fondurile de investiții, niciodată nu vei câștiga. Absolut niciodată. Au atât de multe chestii pe care le urmăresc. Urmăresc forume de Reddit, urmăresc care este sentimentul în piață, sunt extraordinar de sofisticați, niciodată nu o să bați așa ceva, niciodată. Acestea fiind zise, lucrurile nu sunt însă atât de negre și vreau să-ți dau așa, să încerc să țin suflet un pic optimism. Avantajul nostru este timpul. Ei nu au timpul de partea lor și asta este foarte, foarte important. Tu îți permiți să cumperi niște acțiuni pe care să le lași 10 ani de zile acolo. Ei nu-și permit, de exemplu, să cumpere Amazon în 2000 și să aștepte până în 2010, pentru că nu mai își bagă banii nimeni în fondul lor și așadar fac tot felul de mișcări de care unele pot părea inspirate sau neinspirate, dar noi avem acest avantaj al timpului și, sincer, chestia asta e extrem de importantă pe termen lung. Așa că nu privi neapărat lucrurile în modul ăsta. Dacă investești pe termen lung, bursa nu este un joc cu sumă nulă și atunci când devii acționar la o companie sau cumperi un ETF și practic ai sute de companii, nu trebuie neapărat să privești lucrurile ca și cum ai concura cu niște fonduri de investiții, nu. Privește lucrurile strict ca și cum ai fi un mic acționar la acele business-uri și ai o grămadă de angajați, tehnologie, know-how și așa mai departe care lucrează pentru tine. Și o mică parte din profiturile alea cumva
contribuie și la îmbunătățirea bunăstării tale, să spunem ceva de genul acesta. Adică eu așa privesc lucrurile, nu privesc neapărat în modul noi versus ei. Am văzut și cu GameStop cum se mișcă piața și cum pot să manipuleze lucrurile, să oprească efectiv trading-ul și așa mai departe. Am înțeles ce s-a întâmplat acolo, n-avea oamenii aia la depozitar bani suficienți ca să garanteze. Am înțeles. Lucrurile nu sunt, după cum a văzut fiecare, nu sunt atât de simple. Și da, n-ai ce să faci. Fie intri în acest joc și folosești timpul, fie, nu știu, stai deoparte, dar atunci asta înseamnă cel mai probabil să nu investești pe bursă. Totuși, eu sunt un optimist și așa aleg să privesc lucrurile. Timpul fiind de partea noastră, n-am nici mai mică probleme. Pot să existe 20.000 de hedge funds. Este loc sub soare și pentru investitor obișnuit să facă un profit pe bursă. Ok. Deci de aici din nou o idee foarte bună să te gândești pe timp mai îndelungat, pentru că am văzut oameni care, nu știu, ziceau, uite, am vândut o mașină sau nu știu, am vândut un teren, am niște bani, ce să fac cu ei, în ce să-i bag în 3 luni ca să câștig, nu știu, ceva în plus. Pentru că peste 3 luni vreau să-mi iau o altă mașină sau vreau să-mi iau un teren mai mare sau o casă mai mare. Na, nu prea funcționează. Pe termen scurt, practic cu cât te trece timpul mai mult pe investițiile pe care ai făcut, cu cât trece timpul peste ele mai mult, cu atât ai șanse mai mari să, nu știu, sau ai o siguranță mai mare. Și de aia, nici mie nu mi se pare ok și foarte, foarte bune trade-urile alea zilnice. Sunt unii oameni care fac day trading, oameni cu forex care pun levier, chestiile alea. Da, cea mai proastă idee din lume este să investești cu bani împrumutați, fie că vorbim de imobiliare sau de bursă sau orice pe lumea asta. Cea mai sigură și rapidă cale de a te duce spre faliment și spre ruina financiară este să investești cu bani împrumutați, cu levier și așa mai departe. Munger spunea că există doar 3 lucruri care pot să falimenteze un om: femeile, alcoolul și investițiile cu bani împrumutați. Și da, sunt de acord cu el. Acolo nu, pur și simplu nu-mi dau seama cum merg oamenii pe asemenea chestii, având în vedere lucrurile despre care am vorbit înainte, adică ești și împotriva fondurilor, pentru că tu intri pe un termen scurt, nu ai o marjă foarte mare acolo, nu-ți permiți să stai mult timp, având și levier foarte mare, nu-ți permiți să scadă foarte mult acțiunea dacă tu, nu știu, vrei să ai un profit cât mai bun. Deci îți faci, mi se pare că îți faci viața mult mai grea și, din păcate, sunt mulți începători și mulți tineri care sunt conduși cumva în zona aia. Adică poate ai un trade reușit, pui chestia aia pe TikTok, pe Facebook, pe YouTube și arăți, uite, cu $100 am făcut 300 într-o zi. Atunci toată lumea zice, o, super tare, o să las blogul ăsta dividende, că el face, nu știu, 3% pe 3 luni și merg aici unde fac 300% într-o zi. Și atunci, uite, așa, nu știu, ajung să, în ghilimele, să se strice anumiți oameni, că se zică, ok, am încercat bursa, nu-i pentru mine, am pierdut, nu știu, 1.000 de euro, 2.000 de euro, mi-am dat seama că nu-i pentru mine, e o prostie, gata, am renunțat. Deci, mi se pare că ar trebui să fie cât mai multe bloguri, așa cum ai tu, și canale de YouTube care să meargă pe mai multe strategii. Tu ți-ai ales partea de dividende, să existe alții care merg pe ETF-uri și așa mai departe, astfel încât oamenii și tinerii să vadă tot spectrul ăsta de investiții. Pentru că, na, din păcate, virale ajung chestiile care nu sunt tocmai cele mai bune. Da, și din păcate, toată lumea este dusă de poveștile astea de îmbogățire rapidă, că auzim toți de ăla care a cumpărat un bilet la loto cu 10 lei și a câștigat 1.000.000. N-auzi de cei 1.000.000 de oameni care au pierdut, auzi doar de cel care a câștigat, că e normal. Trebuie să-ți calibrezi puțin așteptările și, din păcate, ca în cel mai prost moment să începi să investești a fost în primăvara anului trecut, pentru că toată lumea are impresia că așa arată o criză sau o corecție, durează o lună, două și după aia iar cresc toate până la cer. Din păcate, nu așa arată lucrurile astea. A fost probabil una dintre cele mai rapide reveniri. Nu așa își va reveni bursa la o criză viitoare. S-ar putea să dureze chiar și ani de zile, 2-3 ani, până să ajungă din nou la nivelul de la care a căzut.
Da, oamenii sunt seduși de povești și de iluzia îmbogățirii rapide. Din păcate e normal, e în natura noastră, nu e neapărat ceva specific românilor. Toți oamenii sunt așa, toți oamenii vor să facă un ban rapid, dar dacă nu tratezi bursa cu respect, dacă nu îți faci un plan pe termen lung, dacă tratezi bursa precum un aparat de păcănele și bursa te va trata și ea la fel, și asta înseamnă că poți să ai câștiguri, poți să ai câteva reușite pe termen scurt, dar pe termen lung nu vei avea succes, nu vei putea să imiți ceea ce ai făcut în prima parte sau, mă rog, când ai început să ai acele reușite și cu siguranță vei pierde o grămadă de bani dacă continui să faci asta. Până la urmă poți să te gândești, un scurt exemplu aici, și recomand cartea Fooled by Randomness de Nicholas Taleb, este genială, un exemplu care apare pe acolo, ai sute de maimuțe care dau cu banul și întotdeauna cele care dau cap câștigă, cele care dau pajură ies din joc. Din sute de maimuțe, după câteva runde de genul ăsta, rămâi, să spunem, cu 10. Poți tu să te uiți la alea și să spui că au vreun skill anume sau ceva le-a făcut să aibă succesul ăsta? Nu, a fost pur noroc, atâta tot. Fix așa trebuie să priviți lucrurile dacă nu investiți pe termen lung. Ați avut pur noroc. Nu se va repeta în mod constant, calibrați-vă așteptările, nu vă lăsați seduși de poveștile astea de îmbogățire rapidă, mai ales astea prind foarte bine la oamenii inteligenți, din păcate, pentru că, mă rog, contrar așteptărilor, pentru că ei, sunt cumva mult mai ușor seduși de chestia asta din ce am văzut eu. Aici vorbesc de tineri care, au anumite studii și așa mai departe, ei par să cadă mult mai ușor pradă lucrurilor ăstora decât, să spunem, părinții noștri care sunt mai sceptici și, mă rog, au trecut prin caritasuri și alte prostii de genul acesta, dar oamenii care ar trebui să aibă și au la dispoziție pe telefon, 5 minute ar putea să afle absolut orice, dacă merge sau nu, să vadă cum merge chestia aia pe termen lung, să-i facă un backtest și așa mai departe, totuși ei sunt seduși de poveștile astea și, da, din păcate sunt victime sigure pentru a-și pierde banii pe termen lung. Nu vei reuși să faci nimic dacă nu tratezi bursa cu seriozitate. Asta e singura chestie de reținut. Absolut, și mă bucur că, uite, există oportunități de genul ăsta când cineva își face un blog, un canal de YouTube, există un podcast din care oamenii să mai afle despre diferite chestii, să nu meargă doar, într-o anumită direcție. Să poată vedea în realitate, uite, cineva chiar face chestia asta, n-am citit-o doar pe un blog scris de, cineva care poate nici nu există în realitate. Bun, da, mersi, mersi, George, de timpul acordat. Acum, la final, dacă vrei tu să ne mai spui ceva, să ne anunți ceva, să ne lași cu o idee, îți dau ocazia asta. Deci, orice vrei. Mulțumesc frumos, da, mulțumesc frumos în primul rând pentru invitație, chiar mi-a făcut plăcere să discutăm, probabil ne-am întins puțin mai mult decât plănuisem. Okay. Dacă ar fi să las așa două idei pentru posteritate aici, în primul rând, dacă cineva se gândește vreodată să schimbe domeniul sau să încerce ceva nou, e normal să fii temător, dar să nu ezite să o facă, mai ales pentru că tu ai probabil oameni care se gândesc să facă trecerea spre programare sau preponderent urmăresc oameni de genul acesta, da. Poate fac parte sau au alte studii și așa mai departe, să nu le fie teamă să facă trecerea spre programare. Nu trebuie să știi totul perfect pentru a fi un programator bun. Lucrurile se învață pe parcurs atât timp cât ai o dorință de a te perfecționa și de a învăța. Sunt ferm convins că te vei descurca. Să nu vă fie teamă să faceți trecerea asta. Asta ar fi fost un sfat pe care și eu aș fi vrut să-l am, pentru că am mai avut o încercare de a trece pe programare acum mulți ani, dar am renunțat și asta este a doua încercare pe care am avut-o acum. Și nu începeți cu C++ ca prim limbaj de programare niciodată. Și al doilea lucru ar fi... și eu sunt de acord. Nu mi-a plăcut și... deloc C++. Și eu sunt de acord și tot timpul mă înjură lumea. Și zice că C++ e cel mai bun, dar uite, din păcate eu lucrez de 14 ani în web și nu am folosit absolut niciodată C++ sau algoritmii din C++ sau compilatoare sau chestii de genul ăsta, da. Da. Până la urmă Python nu are C++ are C la bază, dar eu învățând C++ ca prim limbaj de programare, mi-am zis că sunt mult prea idiot ca să înțeleg ce se întâmplă acolo și am renunțat acum câțiva ani de zile, dar
nu știu, să încerce să facă trecerea asta, să încerce un limbaj poate ceva mai prietenos. Și al doilea lucru pe care voiam să-l menționez legat de investiții, încercați să vă calibrați așteptările. Ceea ce s-a întâmplat în ultimul an a fost complet, complet atipic. Nu se va întâmpla asta pe termen lung. Nu o să vedeți crize de două luni și reveniți într-o lună de zile. Nu încercați să tratați bursa ca pe un aparat de păcănele. S-ar putea să aveți noroc pe termen scurt, s-ar putea să aveți niște câștiguri fabuloase, mai ales că acum este acest FOMO cu cripto și cu toate chestiile astea. Pare că dacă nu investești acum în cripto, vei fi efectiv falit pe viață, pierzi nu știu ce ocazia vieții și așa mai departe. Nu este adevărat. Oportunități de investiții apar întotdeauna, au fost mereu, sunt, vor fi mereu. Poate nu investim în cripto, poate investim în altceva, nu e nicio problemă. Nu trebuie să avem acest FOMO, pentru că acest fear of missing out, pentru că ne împinge să facem lucruri stupide. Nu tratați niciodată investițiile și bursa cu lipsă de respect, și anume pe termen scurt, cu trading și așa mai departe, pentru că s-a demonstrat în N studii că nu funcționează lucrurile astea. Iar singurul avantaj pe care investitorul obișnuit îl are este timpul. Încercați să folosiți timpul în favoarea voastră. Ăsta este singurul lucru care ne ajută pe termen lung, pentru că noi nu avem la dispoziție resursele fondurilor. Noi investim niște sume, evident, derizorii atunci când ne gândim la lume și așa mai departe, dar asta nu înseamnă că nu putem să investim 100, 500, 1000 de lei, mă rog, cât își permite fiecare, și să ne creăm acolo o mică, un mic fond, nu știu, poate pentru pensie, poate pentru independență financiară, ce obiective are fiecare și așa mai departe, dar tratați întotdeauna bursa și priviți întotdeauna lucrurile pe termen cât mai lung posibil, de preferat de la 10 ani în sus. Altfel, n-aveți ce să căutați în acțiuni, pentru că lucrurile sunt foarte haotice pe termen scurt și cel mai probabil veți fi dezamăgiți și veți pierde bani. Exact, exact. Foarte, foarte bine spus. Bun. Mersi, George, pentru timpul acordat, pentru toate informațiile pe care ni le-ai dat, o grămadă de resurse utile și interesante. Iar voi, cei care ne urmăriți, nu uitați sub video să găsiți link către blogul lui George și către canalul de YouTube. Vă recomand să luați videourile lui mai vechi și să vă uitați la ele, nu doar la ultimul video sau penultimul video, pentru că o să observați acolo parcursul său, de unde a pornit, ce a adăugat în portofoliu, analizele lunare ale portofoliului și așa mai departe. E un parcurs foarte interesant. Mulțumesc și eu pentru invitație. Faci o treabă excelentă cu canalul de YouTube. Sincer, mi-aș fi dorit să te descoper când m-am apucat eu de programare, pentru că ai o grămadă de sfaturi utile și chiar apreciez ceea ce faci pe partea asta de IT și pe partea asta de informații, pentru că sunt efectiv întâmplări, povești, sfaturi super, super utile. Mersi, mersi foarte mult. Cam asta a fost pentru astăzi. Mersi că ai rămas până la sfârșit. Dacă ai rămas până la sfârșit, nu uita să ne lași un like ca să, nu știu, să recomande YouTube acest video mai multor oameni, pentru că cu siguranță ar ajuta o grămadă de oameni, chiar dacă nu sunt investitori și au, nu știu, 15-16 ani, o să-i ajute să aibă destule informații la 18-20 de ani, să nu pățească ca și noi. Așa cum ziceam mai la începutul podcastului, că noi, deși am trecut prin facultăți de științe economice, am ajuns abia spre 30 de ani să învățăm chestiile astea. Bun, mersi încă o dată, George, și noi ne vedem data viitoare cu un video, sper eu, la fel de interesant ca și acesta.